Doamnelor și domnilor, bună ziua! Urmăriți știrile prânzului, sunt Ștefan Bășcuță, bine v-am găsit! Intervenția polițiștilor în cazul luării de o statici din Onești, sfârșită tragic cu doi morți, a fost presărată de un lung șir de erori. Familia unei dintre victime a fost anunțată că testul acesteia la coronavirus a ieșit pozitiv post-mortem, iar medicii refuză să facă autopsia. Asta în timp ce bărbatul avusese COVID în urmă cu doar o lună, însă ieșise din perioada de izolare. Mai mult, rudele acuză că unul dintre sechestrați avea urme de gloanțe pe corp și spun că ar fi fost împușcat chiar de polițiști. Și ministrul de interne, Lucian Bode, a admis că gloanțele ar fi ricoșat, dar că ancheta va face lumină. Avem o anchetă penală în curs. În această anchetă vom vedea exact ce muniție s-a utilizat, câte gloanțe, muniție letală au fost trase, câte cu muniție neletală. Erau urme de la muniție neletală, s-au tras două cartușe, fiecare cartuș are în compoziție 15 bile de cauciuc. Din anchetă va rezulta exact poziția de tragere, unde era agresorul, criminalul, unde era victima. Colega mea Liliana Năstase ni se alătură cu mai multe detalii despre ancheta de la Onești. Lili, te rog. Bun găsit, la această oră continuă ancheta în Onești, asta după ce în ultimele ore au ieșit la iveală mai multe informații practic șocante. Ieri fratele uneia dintre victime a acuzat faptul că unul dintre ostateci ar fi fost împușcat chiar de poliție, iar ulterior ar fi fost declarat pozitiv cu coronavirus și spunea fratele acestuia că acest lucru este imposibil, având în vedere că persoana respectivă a avut coronavirus în urmă cu aproximativ o lună de zile, ieșind deja de două săptămâni din izolare. Astăzi însă se pare că persoana respectivă nu ar fi avut coronavirus și ar fi fost un test fals pozitiv și în această situație urmează să se facă autopsia pentru a se vedea care au fost loviturile cauzatoare de moarte și dacă într-adevăr gloanțele care ar fi ricoșat de la polițistul care a intervenit ar fi a fost cauzatoare de moarte. Se pare însă că era vorba despre gloanțe oarbe și conform imaginilor șocante care au apărut în spațiu public, dar care din cauza impactului emoțional foarte mare nu pot fi publicate, acesta ar fi avut mai multe lovituri de cuțit. Martorii au povestit că agresorul ar fi fost dirijat de soția sa, care l-ar fi sfătuit să nu le facă în primă fază nimic, întrucât sperau ei să obțină în conturi sumele solicitate. Reamintesc că solicitau 300.000 de euro pe apartamentul pe care îl pierduseră în instanță în urmă cu mai bine de 10 ani. Practic este una dintre acțiunile cele mai ratate, aș putea spune, din ultimii 20 de ani ai poliției române, întrucât aveau toate. Procurorii cer arestarea polițiștilor de la secția 16 acuzați de tortură și lipsire de libertate. Ei vor ajunge în fața magistraților de la Tribunalul București. Oamenii legii au torturat, umilit și abandonat două persoane care nu purtau mască, susțin anchetatorii. Mai multe detalii din dosar are colega mea Bianca Ugarcă. Bun găsit. După lungi audieri, 8 dintre polițiști inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Între timp apar detalii tot mai șocante din acest caz și vă reamintesc faptul că totul a pornit după ce cele două victime le-ar fi reproșat polițiștilor că nu purtau masca de protecție. 7 dintre polițiști, folosindu-se de armamentul din dotare, au încătușat una dintre persoane, transportând-o pe un teren de la periferia capitalei, unde au lovit-o timp de 30 de minute.
Totodată, mai susțin procurorii, victima a fost supusă la tratamente degradante. În tot acest timp, alți doi agenți de poliție au asistat la aceste scene de violență. Ulterior, victima a fost abandonată pe acel teren. De asemenea, mai susțin procurorii că în același timp alți doi inculpați au sechestrat cea de-a doua victimă, pe care au închis-o ulterior în mașina de poliție, după care au abandonat-o pe o stradă. Este inadmisibil să ai un astfel de comportament tu care îmbraci uniforma de polițist. Sigur că va urma o anchetă. Vom vedea exact care sunt probele. Dar dacă fie și 1% din ceea ce s-a spus în spațiu public este adevărat, acești indivizi nu fac cinste uniformei de polițist. Peste 200 de percheziții au fost efectuate de polițiști în 34 de județe și în București la membrii unei grupări infracționale specializate în falsificarea de diplome false. Prețul unui atestat profesional era de 500 de lei, în timp ce pentru o diplomă de studii falsificatorii primeau între 4.000 și 8.000 de lei. Colega mea Gabriela Del Pupo are detalii despre acest subiect. Gabi, ești în direct, te rog. Bun găsit, anchetatorii au ridicat 346 de înscrisuri false. Trebuie să spunem că multe dintre acestea puteau fi folosite cu un scop cu consecințe destul de grave. Vorbim de autorizații și avize care certificau faptul că o persoană poate preveni incendii sau poate stinge incendii. De asemenea, foi, matricole, diplome de licență, autorizații de pescuit, avize de pescuit calcan. Cei care au săvârșit faptele sunt anchetați acum și acuzația este cea de constituire de grup infracțional organizat, fals în înscrisuri și înșelăciune. Ancheta este în desfășurare pentru a se determina exact seria de infracțiuni comise de acest grup infracțional. Totul a pornit de la o anchetă a parchetului din Constanța, care s-a extins, după cum spuneai și tu, în 34 de județe și capitala, în total fiind efectuate 211 percheziții. Gabi, mulțumesc pentru informații. Continuă discuțiile despre purtarea măștilor de protecție în timpul orelor de sport. Conform Ordinului Comun al Ministrului Educației și Sănătății, purtarea măștii este obligatorie, indiferent de condiții, însă acesta este un subiect de controversă între cele două ministere. Sorin Câmpeanu pledează de mai mult timp pentru a se renunța la mască. Mai mult, sunt voci care dau drept exemplu sălile de fitness unde clienții nu sunt obligați să-și acopere gura și nasul. Și comentăm acest subiect cu medicul Tudor Ciuhodaru, în legătură directă prin Skype. Bună ziua și mulțumesc care fiecare dată pentru prezență. Mă bucur să vă revăd, dar vă spun încă o dată că strategia actuală este eșuată și în ceea ce privește deschiderea școlilor. Cât de periculos ar fi, domnule Ciuhodaru, cât de periculos ar fi să se renunțe practic la măștile de protecție în timpul orelor de sport? Eu mă uit la ceea ce fac restul țărilor europene. De asta spun că strategia actuală este eșuată și nu am întâlnit nicio țară europeană care, dacă admite să se facă aceste ore de sport, impune și obligativitatea purtării măștii la ore de sport. Iar domnul Păscuță, să fie clar pentru toată lumea, de asta spun că strategia actuală este eșuată. În clipa în care ai scăpat un copil în colectivitate cu coronavirus, vă dați seama că și ceilalți sunt infectați. Dar ca să nu ajungă acolo, cea mai sigură metodă este, evident, testarea. Această testare, mă uitam și eu la numărul de teste efectuate de către Ministerul Sănătății în școli, este ceva de noaptea minții, 0,34%. Adică în cifre absolute doar 4.000 de teste efectuate în contextul în care către școli s-au dat 1.150.000 de teste rapide. Ca să menținem școlile funcționale, inclusiv pe partea aceasta de ore de sport, este foarte clar că lucrurile trebuie schimbate și să știți, poate se duce sau îl sune pe omologul său din Austria sau pe cel din Germania. Austria a dat câte 5 teste gratuite pentru fiecare elev, se pot face în fiecare săptămână, la începutul în fiecare săptămâni, în așa fel încât se pot face și acasă de către părinți, în așa fel încât acești copii potențial infectați cu coronavirus sau purtători de coronavirus să nu ajungă în colectivitate. Iar
Germania, care deja făcea aceste teste gratuit, atenție, gratuit, pentru tot ceea ce înseamnă personal din învățământ, vorbesc și cel didactic și cel didactic și pentru ele, vrea să facă acest lucru la nivel de populație, întreaga populație până în aprilie. Asta este obiectivul Germaniei. Și gândiți-vă că nu mai vorbim acum de Slovacia, care și-a dat, a reușit să facă acest lucru în două weekenduri succesive. O întreagă țară testată în, practic la două sfârșituri de săptămână, o țară de 5 milioane de locuitori, ci vorbim despre Germania, o țară de 83 de milioane de locuitori. Sunt măsuri foarte clare, apropo de strategie, iar pe de o parte această testare extinsă gratuită. Și mă întreb domnul Păscuțe, de ce la un an de zile de la debutul acestei pandemii noi nu avem laboratoare PCR ale statului român? De ce nu putem face aceste testări gratuite în contextul în care sunt alocați bani de la Uniunea Europeană? De ce această strategie pe clară, ceea ce privește măsurile care trebuie luate din punct de vedere al sănătății în școală, nu a fost aplicată de la început, pe circuite clare, pe testare, în așa fel încât copiii și cadrele didactice să fie fără niciun fel de problemă în siguranță? Vreau să vă întreb, domnule Ciuhodaru, dacă se poate face efort cu o astfel de mască de protecție sau dacă este sănătos să facem efort cu o astfel de mască? Doamnă Păscuță, cred că puneți o întrebare retorică. Niciun efort fizic nu poate fi făcut cu masca suprapusă. Există riscul ca acești copii, în contextul unui efort fizic intens, să aibă alte hipoxie cerebrală, deficit de oxigenare la nivel cerebral, ca să fiu mai clar, în așa fel încât se pot întâmpla sincope, stări lipotimice, accidentări, iar niște circuite normale, apropo, și de desfășurarea orelor de sport, dacă vrem să le facem, sunt dacă vreți, admisia în școală pe baza unei testări extinse, regulate, gratuite și eu zic că se poate, purtarea măștii până la ora de sport, asigurarea unei ventilații corespunzătoare într-un baș cât mai mare, eventual în spațiile deschise, și poate se uită și ministrul sănătății, care îl invit, că vine din Austria, să vadă cum se vei desfășoară acolo orele de sport, nu este niciun fel de restricție, poate are bunăvoința să vină până la Bruxelles sau să sune pe doamna comisar Kyriakides, nu sunt niciun fel de purtare a măștii, nu se pune problema purtării măștii la orele de sport, sau dacă e mai aproape să se uite și în Bulgaria, în alte zone în care aceste lucruri nu au fost impuse cu caracter de obligativitate. Soluția este evident pe prevenție și asta înseamnă pe de o parte testare extinsă, gratuită, regulată a personalului didactic și a elevilor, iar pe de altă parte asigurarea acestei imunizări în ceea ce privește personalul din învățământ, dar făcută contra cronometru. Și aici vreau să mai spun un lucru, domnul Păscuț. Foarte scurt. Oare de ce n-am făcut noi acele teste testele serologice, să vedem cine din cei care au trecut prin boală au deja anticorp și au imunitate, să-i putem amâna din punctul de vedere al campaniei de imunizare și să punem în față pe cei care sunt vulnerabili, în așa fel încât să facem o imunizare contra cronometru și să câștigăm timp în această luptă cu pandemia. Este o nouă nevoie, spun de la începutul acestei pandemii, am fost primul care am zis că testele rapide sunt extrem de utile dacă sunt folosite corespunzător, adică regulat, gratuit, la nivel de masă, iar ele trebuie dublate, evident, de măsurile de bariere și de imunizare făcută contra cronometru. Mulțumesc mult, așadar a fost medicul Tudor Ciuhodaru în direct în legătură prin Skype. Noi continuăm deocamdată jurnalul. Peste 90 de clienți și angajați ai unui hipermarket din Baia Mare au fost evacuați de urgență după ce în zona au simțit miros de gaze naturale. La fața locului au intervenit de urgență 3 echipaje de pompieri, 2 echipaje de SMUR și 2 de poliție. Acest miros de gaze venea de la o stație de încărcare aflată în vecinătatea hipermarketului. Detașamentul Baia Mare a mers la fața locului cu 3 echipaje. Intervenția s-a desfășurat fără probleme. Au fost evacuate 60 de persoane din personalul magazinului și aproximativ 30 de clienți. În momentul în care au ajuns pompierii la fața locului, o parte din persoane au fost evacuate de către personalul hipermarketului, deci nu au fost probleme. Magazinul și-a reluat activitatea, clienții au reintrat în magazin, deci nu mai sunt probleme. Cea mai mare parte de intrare în țară s-a înnoit. Aeroportul Otopeni a fost dotat cu un nou sistem automat de verificare a documentelor de călătorie în cadrul punctului de trecere a frontierei. Toate datele cu privire la această investiție ne aduce colegul meu, Andrei Ștefan, chiar acum în legătură directă. Andrei, te ascultăm.
Bun găsit! Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a inaugurat astăzi sistemul automat de verificare a documentelor de călătorie în aeroporturi în cadrul punctului de trecere a frontierei aeroport Henri Coandă Otopeni. Este practic o premieră în România, vorbim de un proiect pilot, sunt 6 porți cu scanere automate pentru controlul documentelor de călătorie și scanare facială, ceea ce înseamnă practic verificări mult mai rapide, totul se petrece în circa 20 de secunde. Practic, întâi se scanează documentul de călătorie, apoi se trece la autentificarea prin scanare facială și apoi se permite continuarea călătoriei. Este totodată și un sistem conectat la baza de date a Poliției de Frontieră, iar dacă ceva nu este conform documentelor, imediat poliția intervine. Trebuie menționat faptul că este un program finanțat din fonduri europene nerambursabile, vorbim de 2,3 milioane de lei fără TVA, 75% din aceștia fiind bani europeni. Este așadar, practic, primul sistem modern de verificare a documentelor de călătorie cu perspectivă de extindere până la 24 de astfel de porți. Ceea ce înseamnă acest proiect este un risc sporit de securitate, dar și sporirea numărului de pasageri alături de reducerea timpului de așteptare în aeroport. Andrei Ștefan, mulțumesc, în direct de la aeroportul Otopeni, mergem mai departe. Pe lângă problemele punctuale pe care le-a descoperit după intervenția de la Onești, ministrul de interne, Lucian Bode, a discutat și despre deficitul de personal din cadrul Poliției Române. Bode a anunțat că nu mai puțin de 30.000 de polițiști s-au pensionat în ultimii ani. Ministrul de interne a vorbit despre deficitul de personal din cadrul instituției pe care o coordonează. Doar în ultimii 5 ani au plecat în pensie peste 30.000 de angajați din structurile MAI. Au plecat conform reglementărilor legale în vigoare. De aceea trebuie să gândim un sistem de gestionare a carierei. Ministrul de interne a afirmat că își propune aducerea în sistem a unor oameni bine pregătiți, cu experiență și eliminarea împuternicirii pe funcție. Bode anunță că va propune guvernului organizarea de concursuri pe funcții. Propunerea cu care voi merge în fața guvernului este de a organiza concursuri de sus până jos, de la Poliția Capitalei până la ultimul inspectorat, să-i selectăm pe baza unor concursuri transparent organizate și să avem stabilitate pe funcții, a mai afirmat Bode. Declarațiile sale vin la unison cu cele ale specialiștilor, care cer mai mulți polițiști cu experiență pe teren. Deci au ieșit foarte mulți polițiști cu multă experiență la pensie, momiți cu pensii mai mari și așa mai departe. Ar trebui să se dea un ordin să nu iasă nimeni la pensie din poliție decât la 55 de ani. Eu am și la termen. Pentru că nu poți să lași. Primarul General Capitalei Nicușor Dan, declarații în direct, haideți să-l ascultăm. Decât să angajăm un lichidator, să fie o insolvență, masă credală, judecător, sindic, toate procedurile astea am vrea să le evităm. Domnule primar, liceul Nicolae Tonita, știți situația lui, cei de la sectorul 1 am înțeles că le-au trimis foarte multe scrisori, dar nu răspund la ele. Este cu risc seismic 2, 1000 de copii învață acolo. Deci, după cum... cum știți, nu suntem, din păcate, nu suntem în posesia în acest moment a unei evidențe exacte a tot ce înseamnă clădirea publică din București în proprietatea municipalității. Pe unele dintre clădirile pe care le avem în evidențe, le-am discutat preliminar cu Ministerul Dezvoltării pentru a fi incluse în ceea ce este acum propunerea pentru PNRR. El, după cum știți bine, nu a fost aprobat în mod oficial PNRR-ul. Pentru altele o să facem demersul să fie parte din acest program, dar din păcate asta este situația administrativă pe care am găsit-o, am moștenit-o. Nu există un Excel în care să dai o căutare și să spui astea sunt clădirile noastre, astea sunt risc 1, astea sunt risc 2. E o procedură în curs. Da. Primăria Capitalei are nevoie și de buget de la stat sau se descurcă cu banii pe care îi are pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic? O întrebare foarte bună, la care o să vă răspundem peste 10 zile, când o să am început discuțiile pe buget. Bineînțeles că fiecare din direcții, fiecare din administrație vrea să facă multe lucruri. Am tăiat foarte mult până acum. O să aveți răspunsul, nu am ajuns la... cu discuția la administrația noastră pentru clădiri cu risc seismic, ca să vedem bugetul. O parte vrem pe bugetul pe care, cu care o să merg în Consiliu, vreau să trecem, să includem toate datoriile
în 2021, astfel încât la 1 ianuarie 2022 să plecăm cu zero, tocmai că multă lume zice că nu mai vrea să lucreze cu noi pentru că nu are nicio garanție că o să-i plătim la un moment dat și vrem să remediem asta, să recâștigăm încrederea în piață. O cerere pe care o avem tot pentru circuitul financiar, o cerere pe care o avem la Ministrul Finanțelor, încă nu avem un răspuns la ea, ca datoria de aproximativ 900 de milioane de lei pe care noi, PMB, o datorează STB-ul și STB-ul o datorează ANAF-ului să ne fie eșalonată pe anii următori. Domnul primar, la întrebare la Bun. Dacă în seara asta are loc pentru tremur, vor fi foarte mulți oameni, mii de oameni care vor scăpa cu ce e pe ei. Fără haine, fără acte, fără... Există un plan. Ce fac oamenii? Există un plan, dar trebuie să mai lucrăm la el. Deci există un plan. Există arena națională, există săl de sport, există un plan care este oficial în momentul ăsta. Nu e cel mai bun plan, tocmai. Un om care este cu pijama pe el în stradă va găsi într-o instituție publică un loc în care să-și petreacă provizoriu. Nu cunosc acest plan pe de rost, însă vă spun că există multe locații publice care sunt disponibile pentru asta, cea mai importantă dintre ele fiind Arena Națională. Există în planul care este în acest moment, există aceste tipuri de responsabilități. Planul ăsta nu e perfect și... Planul ăsta nu este perfect, dar o să vedeți undeva la, să zic, la începutul toamnei, o dezbatere publică pe un plan adevărat. Mulțumesc! O trebuie până în toamnă! Au apărut primele imagini cu eroul incendiului de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Medicul Cătălin Denciu a fost transferat în Belgia după tragedia în care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. Acum, eroul care a sărit în foc pentru a salva viața pacienților și-a revenit și continuă tratamentele de recuperare la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles. Atenție, vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Medicul erou a povestit într-un interviu acordat site-ului belgian Beldef News tot ce trăiește în urma tragediei din Neamț, dar și cum a fost tratat la spitalul în care este internat după ce a stat în coma artificială timp de 3 săptămâni. Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Îndoirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul pentru a învăța să-mi mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși, a spus Cătălin Denciu în presa belgiană. Au trecut deja mai multe săptămâni de când eroul nu a mai suferit nicio intervenție chirurgicală. Recuperarea sa este rapidă și tratamentele efectuate până acum au dat roade. Soția sa, medicul Alina Denciu, se află în Belgia și este cazată într-o cameră pentru personalul militar de la spitalul la care este internat soțul ei și a început să învețe chiar și tehnici de îngrijire și recuperare pentru Cătălin Denciu. Veștile sunt promițătoare în ceea ce privește campania de vaccinare. Din 15 martie va fi disponibilă lista de așteptare pentru întreaga populație. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, garantează beneficii maximale pentru toate cele trei tipuri de vaccin. El spune că cel mai important este să ne imunizăm, contează mai puțin cu ce ser. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit pentru postul nostru de televiziune despre etapa a treia de vaccinare. Data de 15 martie, când va fi disponibilă lista de așteptare, persoanele, inclusiv cele din etapa a treia, din categoria populației generale, vor avea această posibilitate de a se programa pe lista de așteptare a unui centru de vaccinare. În momentul în care noi vom ocupa locurile disponibile, respectiv prin persoanele vulnerabile, persoanele care deservesc activități esențiale, respectând acel procent 75%, respectiv 25%. Gheorghiță a spus că se vor lua toate măsurile pentru a continua campania de vaccinare într-un ritm alert, astfel încât obiectivul să fie atins până în septembrie.
În momentul în care rămân locuri în respectivul centru de vaccinare, vom notifica și persoanele care sunt pe lista de așteptare din etapa a treia, încât să mergem cu un grad maxim de ocupare a locurilor în centrele de vaccinare și să atingem ceea ce ne-am propus, un ritm de peste 100.000 de persoane vaccinate în fiecare zi, așa încât să fie un obiectiv realist, peste 10 milioane de persoane vaccinate în septembrie. Valeriu Gheorghiță a fost întrebat de Tudor Mușat dacă persoanele au posibilitatea să își aleagă un centru de vaccinare care face un anume tip de vaccin și cum se vor evita situațiile în care unele centre vor fi aglomerate, iar altele se vor goli. Probabil că pentru anumite centre se va întâmpla acest lucru, însă cred că și aici trebuie înțeles și înțelese poate și explicate mai bine beneficiile vaccinării. Pentru că ceea ce ne interesează în ultimă instanță este să nu mai avem oameni care fac forme severe din cauza acestei maladii, care nu mai ajung în spital și care nu mai mor, nu-și mai pierd viața din cauza acestei boli. Ori, din acest punct de vedere, sunt beneficii maximale pentru toate tipurile de vaccinuri pe care noi le avem la dispoziție. Medicul a dat asigurări că există beneficii maximale pentru toate cele trei tipuri de vaccin și a explicat că este important să ne vaccinăm cât mai mulți, nu contează cu ce ser. Din toate aceste motive și pentru aceste motive este important ca noi să ne vaccinăm cât mai mulți, folosind toate tipurile de vaccinuri disponibile. În ultimă instanță, toate fac același lucru. Nu există unul dintre ele care să arate 100% protecție față de infecția asimptomatică. Intervenție de amploare în capitală, un incendiu puternic a izbucnit pe o stradă din sectorul 3, iar pompierii au fost nevoiți să intervină cu 14 autospeciale pentru a stinge flăcările. În urma incendiului, 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Incidentul s-a petrecut în această dimineață la un ansamblu de locuințe de pe strada Căzănești din sectorul 3 al capitalei. Casele erau extrem de apropiate unele de celelalte, astfel că flăcările s-au extins cu rapiditate. Suprafața afectată a fost de aproximativ 300 de metri pătrați. Pompierii au intervenit în forță cu un număr mare de autospeciale. După apelul la 112, în zonă au intervenit 14 autospeciale de stingere, 3 echipaje SMURD, 2 autoscări și o autospecială pentru descarcerare. Intervenția pompierilor s-a derulat pe 2 străzi paralele și a fost îngreunată de lipsa surselor de alimentare cu apă. În urma incidentului violent, 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital, însă fără probleme grave. Autoritățile încearcă acum să stabilească ce a dus la producerea incendiului. Oamenii angajați să caute locuri de muncă plătiți regește. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a plătit angajaților săi în numai 4 ani sporuri pentru condiții vătămătoare de muncă de peste 6 milioane de euro. Teoretic, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Ajută la încadrarea tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ în cadrul unui proces coerent de tranziție de la sistemul educațional la piața muncii și se ocupă de prevenirea șomajului și protecția persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă. Cu toate acestea, din documentele obținute de jurnaliștii Newsweek România, principala grijă a ANOFM a fost satisfacerea propriilor angajați. Între 2017 și 2020, angajații agenției au primit sporuri de condiții vătămătoare de muncă de aproximativ 30 de milioane de lei. Preocuparea instituției pentru bunăstarea angajaților a crescut însă de la an la an. În 2017, cuantumul sporurilor pentru condiții vătămătoare de muncă a fost de 26.000 de lei. A ajuns apoi la 45.600 de lei în anul 2018. În 2019, sporurile acordate au fost de peste 13,6 milioane de lei, iar în 2020 de 15,3 milioane de lei. Într-un singur an, 2018-2019, bugetul alocat pentru sporuri a crescut de 298 de ori. Comparativ cu anul 2017, bugetul sporurilor pentru condiții vătămătoare a crescut de 589 de ori. Și premierul Florin Câțu, invitat în platoul B1 TV, a vorbit despre aceste sporuri. În acești 4 ani de zile, veniturile în sectorul public s-au dublat. Deci nu inventez bine, ci sunt cifre, sunt reale. Da? De la 53 la 110 miliarde de lei. Deci gândiți-vă că în 2016 se cheltuiau 53 de miliarde de lei cu personalul bugetar, astăzi se cheltuiesc 110 miliarde de lei. Dintre acești 110 miliarde de lei, 27 aproape sunt sporuri. Da? Nu ar fi o problemă dacă aceste sporuri ar merge la oameni care și-au făcut treaba și peste după aceea. Din păcate, aceste sporuri sunt date doar pentru că apar la locul de muncă.
99%. Potrivit legii, desporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază pot beneficia toate categoriile de personal bugetar salarizat, din domenii precum învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție și curtea constituțională, apărare, ordine publică și securitate națională, administrație, precum și personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Zeci de mii de doze de deșeuri depozitate ilegal continuă să apară în jurul Bucureștiului. Tanțoș Barna, ministrul mediului, a vorbit despre controlele efectuate în luna februarie la marginea Bucureștiului de Garda Națională de Mediu și avertizează că este doar începutul. Tanțoș Barna, ministrul mediului, avertizează că abia acum au început controlele masive în ceea ce privește deșeurile aruncate ilegal și spune că vor continua amenzile până când situația se va ameliora. Am ales o locație, de exemplu, unde am avut o suprafață de peste 2 hectare, unde am găsit 10 de mii de tone de deșeuri. Este greu să facem un top. Cu siguranță este doar începutul. Ceea ce am găsit în luna februarie, ce am constatat, ce am amendat, ce am sancționat, este doar începutul. Ministrul Mediului susține că nu a făcut modificări asupra legii și că implicarea este cea mai bună soluție. Am aplicat legea și n-am modificat niciun act normativ. Nu am venit cu nicio minune, doar acțiune. Sunt ferm convins că doar prin acțiune și implicare se pot schimba lucrurile. Am constatat la nivelul celor 6 sectoare, la nivelul primarilor în primul rând și la nivelul primarului general, o determinare ieșită din comun. Barna trage un semnal de alarmă către toți românii și îi roagă să anunțe Garda de Mediu atunci când găsesc deșeuri aruncate ilegal. Fac un apel la toți cetățenii, nu doar din București, din toate orașele și din toate localitățile, să sesizeze Garda de Mediu, să ne trimite locațiile GPS pentru a vedea unde sunt aceste suprafețe, unde se depozitează ilegal deșeuri și vom acționa. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a arătat foarte critic față de deciziile unor state americane, cum ar fi Texas, de a renunța aproape în totalitate la măsurile de izolare pe care le-a caracterizat drept, citez, mentalități de neandertal. Am încheiat citatul. Liderul de la Casa Albă a făcut însă apel la oficialii statelor respective să aplice concluziile științifice. Președintele american Joe Biden s-a arătat foarte critic față de decizia unor state de a renunța la măsurile de izolare, în unele cazuri aproape în totalitate. I think it's a big mistake. Look, I hope everybody's realized by now, these masks make a difference. And the last thing we need is the Neanderthal thinking that in the meantime everything's fine, take off your mask, forget it. It still matters. Printre statele care au relaxat cel mai mult măsurile, aproape până în punctul eliminărilor complete, se numără Mississippi și Texas. Acesta din urmă însă este statul cu a treia cea mai mare rată de infectare din Statele Unite. O relaxare ceva mai ușoară a avut însă loc și în statele Michigan și Louisiana. As of yesterday, we had lost 511,874 Americans. We're going to lose thousands more. It's critical, 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 critical. That they follow the science. Afirmațiile lui Joe Biden contrastează puternic cu cele ale guvernatorului statului Texas, care într-o conferință de presă declara că Texasul se află într-o poziție foarte bună să își relaxeze măsurile de izolare. It is now time to open Texas 100%. Conform celor mai recente date publicate de autoritățile americane, în Statele Unite au fost până acum raportate peste 28,5 milioane de infectări și peste 515.000 de decese. Iar statele cu cele mai mari rate ale infectărilor și deceselor sunt California, Texas, Florida, New York, Pennsylvania, Illinois și Georgia. Germania își extinde perioada de izolare națională până la sfârșitul acestei luni, însă în paralel va aplica și un plan de relaxare graduală a restricțiilor în zonele în care rata de infectare a scăzut suficient de mult. La capătul unei ședințe de peste 9 ore, cancelarul Angela Merkel și liderii celor 16 landuri au mai hotărât și accelerarea programului de testare și introducerea vaccinului AstraZeneca în producerile de aprobare pentru utilizarea pe persoanele vârstnice. Conform ultimelor decizii luate de autoritățile germane, izolarea națională a fost prelungită cel puțin până la data de 28 martie. Simultan va fi aplicat un plan de relaxare graduală a măsurilor ce va fi aplicat în 5 etape. Fiecare etapă va fi aplicată odată la 14 zile, în funcție de situația epidemiologică.
iar în situația în care într-o regiune va fi înregistrată pentru 3 zile la rând o rată de infectare peste limita admisă, atunci regiunea va fi reintrodusă în izolare totală. Guvernul german a mai stabilit însă și că începând cu 8 martie, fiecare locuitor al țării să poată face un test rapid gratuit pe săptămână. În plus, vaccinul AstraZeneca ar urma să fie introdus în procedurile de aprobare pentru utilizarea lui pentru persoanele cu vârste de peste 65 de ani. Unele restricții au fost deja ridicate. Săptămâna trecută școlile au fost redeschise, iar luni frizeriile și-au putut relua activitatea. Deciziile autorităților germane vin la capătul mai multor săptămâni de scădere graduală a numărului de infectări și de spitalizări. La fel ca multe state însă, și Germania a întâmpinat dificultăți în cadrul campaniei de vaccinare, care a suferit multe încetiniri. În jur de doar 6% din populația țării a fost vaccinată cu prima doză și doar 3% cu a doua doză. În ultimele 7 zile, Germania a raportat între 5.000 și 11.000 de noi infectări, iar în total a raportat aproximativ 2,4 milioane de infectări și 71.000 de decese. Este al 5-lea cel mai mare număr de decese din Europa. Danemarca a devenit primul stat european care le-a transmis migranților sirieni că trebuie să se întoarcă în țara lor. Autoritățile de la Copenhaga au concluzionat că zona din jurul capitalei Siriei este acum suficient de sigură pentru a fi locuită și a retras deja permisul de ședere pentru câteva zeci de sirieni. În perioada următoare va face la fel cu peste 1.000 de migranți. Decizia a fost aspru însă criticată de organizațiile pentru protecția drepturilor omului în frunte cu Amnesty International. 94 de migranți sirieni au rămas deja fără permisul de ședere în Danemarca după ce acesta le-a fost retras de autorități. Și aceeași soartă ar urma să o aibă alți 1250 de migranți sirieni. Asta după ce guvernul condus de premierul Mette Frederiksen a concluzionat că zona din jurul capitalei siriene, Damasc, este suficient de sigură pentru a fi locuită. Migranții nu sunt totuși forțați să plece din Danemarca, însă cei care au rămas fără permis de ședere și refuză să plece din țară vor fi ulterior duși în tabere speciale. Decizia autorităților daneze a atras însă critici din partea organizațiilor pentru protecția drepturilor omului. Faptul că guvernul danez caută să trimită oamenii înapoi în Siria cu forța, în mâinile unui regim brutal, este un afront revoltător legii refugiaților și a dreptului oamenilor de a fi în siguranță în fața persecuției. Această încălcare nesăbuită a îndatoririlor Danemarcei de a oferi azil riscă să ducă la o creștere a motivației din alte țări să-și abandoneze obligațiile față de refugiații sirieni, a precizat filiala din Marea Britanie a organizației Amnesty International. De cealaltă parte, guvernul danez a precizat că încă de la bun început a fost sincer cu privire la politica sa de imigrare și că i-a informat pe migranți că șederea lor va fi doar temporară. Decizia Danemarcei mai vine și în condițiile în care Organizația Națiunilor Unite a precizat că mii de civili sirieni au trecut prin ceea ce a caracterizat drept suferințe inimaginabile în timpul războiului civil, care a intrat deja în cel de-al 10-lea an al său.